De ani de zile în România ți se povestește despre tăierea ilegală a pădurilor și furtul de lemn. Fostul ministru al mediului Costel Alexe te șoca în 2019 cu cifra de 10 milioane de metri cubi de lemn tăiat ilegal într-un singur an. Tot el promitea că nu va pleca de la minister până nu va fi funcțional Sumal 2.0, sistemul de urmărire a materialului lemnos, văzut ca soluția de luptă cu mafia lemnului. A plecat, așa cum au plecat și alți miniștri, fără să se întâmple nimic. Promis încă din 2016, sistemul urmează să devină operațional abia în acest an, pe 31 ianuarie, după 8 amânări succesive. Pentru a fi înregistrați în Sumal 2.0, administratorul companiilor de tip agent și a companiilor de tip transportator trebuie să solicite gărzii forestiere competentă teritorial introducerea companiei în sistem. Nu te bucura însă prea mult. Aplicația a fost creată de STS, iar în forma actuală s-ar putea să nu rezolve mare lucru. Este un haos pentru că niciun operator economic nu știe cum să inițieze aplicația Sumal 2.0. Sunt 100.000 de utilizatori în evaluarea Ministerului care au obligații de înregistrare în Sumal 2.0 și care pur și simplu vor greși. Aș fi vrut să-ți arăt cum funcționează sistemul și ce informații poți vedea tu în această aplicație, dar nu o găsești încă nici pe Google Play și nici pe App Store. Nici activiștii de mediu, cei care au promovat-o, nu știu cum va arăta Sumal. A spune că păzești pădurea, făcând controle în al treilea sau al șaptelea ciclului de prelucrare a lemnului, unde căutăm prin Sumal diferențe între înscrisuri și stocuri, și să susții că în felul ăsta programez și o activitate de control eficientă, spunem noi că ne îmbătăm cu apă rece.